Bine v-am găsit, dragi prieteni! Focusul emisiunii noastre de astăzi este pe tema Secretele familii fericite. În cadrul emisiunii noastre vom avea trei familii invitate. Și prima din acestea este acum prezentă și aș fi dorit să-i fac introducerea. Bine ați venit pentru familia Gârleanu, pentru Lidia. Bine v-am găsit! Și pentru Andrei. Bună. Mulțumim mult domniilor voastre că ați acceptat ca să fiți în emisiunea noastră. Știți, altădată nu este atât de ușor să îți deschizi secretele familiei fericite. Și cu toate acestea, vă invit ca să fiți destul de deschiși și cred eu că va fi interesant pentru publicul nostru. Sperăm și noi. Și să începem cu prima întrebare. După părerea noastră, ce este o familie fericită? Cum ea se caracterizează? În primul rând, o familie fericită este foarte multă muncă. Este caracterizată prin muncă. Da, adică trebuie să muncești mult ca să ai o familie frumoasă și fericită. Adică atunci când vorbim de două persoane care intră în căsătorie, sunt două lumi diferite care se unesc să creeze o lume aparte. Și aici apar foarte multe întrebări care, de ce zic muncă? Deci trebuie discutate, negociate, acceptate, mai multe lucruri sunt. Deci părerea mea că o familie, în primul rând, este o multă muncă. Eu aș mai adăuga ideea că o familie nu este doar eu sau tu, o familie este noi. Deci, da, chiar dacă apar și copiii, atunci eu copiilor mie așa le spunem, că noi toți suntem o echipă, o echipă cu numele Gârleanu. Și atunci ei au prins ideea ce trebuie să fie sau cum trebuie să fie o familie unită. Deci, în primul rând, după câte am înțeles eu, din imaginea dumneavoastră, așa cum vedeți familia, este muncă, ați zis dumneavoastră, sunt două lumi, formați o echipă, deci, în primul rând, este conceptul corect despre familie? Cred că da. Da. Nu, bine, eu am observat că dumneavoastră v-am întrebat cum se caracterizează. Și prima caracteristică pe care am auzit-o eu este faptul că formați o echipă, invitați toată familia, toți membrii, să fie echipă. Da, și plus la acestea, aș spune că familia, cel puțin pentru noi, familia noastră, este un loc de refugiu, un loc în care ești ascultat, un loc în care poți să vorbești, un loc în care poți să-ți deschizi inima și să împărtășești cele mai ascunse gânduri și poți să împreună să găsești soluții la poate cele mai, nu știu, cele mai importante sau cele mai grele gânduri care le trăiești o persoană. Și de cât timp sunteți o familie? Așa, despre care povestiți acum. În câteva zile o să facem 9 ani. Da. Mulți ani înainte. Da, mulțumim. Vom mulți sărbători nunta de lut. Nunta de lut. Da. Eu cred că nu e atât de semnificativ. Da. Bine, și cum s-a întâmplat că v-ați cunoscut? Noi ne-am cunoscut în biserică. Cel puțin eu prima dată pe Lidia am văzut când a venit la noi în biserică. Nu era membra bisericii adventiste la acel moment și a început să frecventeze, a urmat, s-a botezat și după asta am început să ne întâlnim și după aceasta ne-am căsătorit. La bărbați e foarte simplu. Ordinea de idei. Da. Văzut, plăcut, și rămâne de făcut. Exact. Da, eu când am venit în biserică, el era presbiter, dacă nu greșesc, și pentru mine el prezenta o autoritate. Deci eu mă uitam așa, oarecum de jos în sus. De jos în sus. Da. S-a schimbat lucrurile, adică am câteodată să uit și de sus în jos, nu e o problemă. Interesant să vedem ordine. Da. Și într-adevăr, deci nu aveam ideea de a urmări, de a vâna sau de... Deci așa, pur și simplu, când aveam o discuție destul de interesantă, pentru că eu, deoarece nu eram membru, aici am avut un numitor comun în care putem să comunicăm și pe undeva, eu știu, m-a pus în listă acolo, undeva. Eu m-am căsătorit la 31 de ani și, adică, mă rog, nu era vârsta când
Eu vreau să mă căsătoresc și nu umblam, deci doar cu scopuri concrete. Adică mă uitam la persoană, mă uitam dacă începeam să mă întâlnesc și dacă văd că este o predispoziție, hai să spunem, de împăcare, de să ne împăcăm bine și așa mai departe, continui. Dacă nu, nu întindeam lucrurile prea mult, hai să zicem așa. Și aici, ce v-a atras în partenerul sau partenera dumneavoastră? Mie întotdeauna mi-a plăcut faptul că, deci din copilărie spuneam că soțul meu va fi mai mare decât mine. Și, după vârstă. Da, ca și eu vârstă. Eu i-am împlinit visele. Da, și pe undeva acest pentru mine era un plus. Ulterior, deoarece la început eram așa mai rezervată și îl priveam oarecum așa mai distantă, ulterior am început să cunosc că el este tot o altă persoană atunci când începi să-l cunoști mai aproape. Deci este un om foarte simplu, ceea ce m-a atras era simplitatea în purtare, în felul său de a fi. Și plus la aceasta mi-a plăcut felul cum pentru el totul era așa ușor. Deci pentru el orice problemă avea soluția. Pentru mine cam era un pic mai greu. Și cred că și astăzi își păstrează încă aceste calități și cred că asta este și bogăția felului său de a fi. E și frumusețea. Aș continua să ascult. Da, da, aș putea continua. Între noi este o diferență de 8 ani și câteva luni. Deci era o tânără activă, era o tânără veselă și realistă. Deci era și este. Și este, da, adică vorbim de când am făcut cunoștință. Era o tânără dornică să afle din lucrurile spirituale. Și odată venind în biserică a început să studieze și pentru mine acest lucru era important ca să avem aceleași concepte despre viață, adică conceptele creștine aceleași despre viziune, viață. Aceleași viziuni, aceeași. Și am început să inițiez o relație doar după ce persoana s-a botezat și am văzut că suntem într-o aceeași direcție de gânduri în domeniul spiritual, fiindcă reprezintă o valoare pentru mine. Aceleași valori le împărtășiți. Bine, știți, acum aș fi vrut să vă întreb așa, o întrebare poate incomodă pentru multe cupluri. Ce faceți când nu coincid, optările sau opțiunile pe care dumneavoastră le aveți deseori? Sau în toate sunteți de acord? Coincid. Poți fi în toate de acord. Ce facem? Ne certăm. Nu ne certăm, ne contrazicem. Da, ne contrazicem, da. Contrazicem. Okay. Și apoi cătăm soluții. Și cum gestionați aceste conflicte, așa numite? Andrei, de felul său, este mult mai răbdător. Uh-huh. Eu sunt mai aprinsă și de felul meu, eu sunt cea care așa mă prind mai repede. Și cu timpul am învățat că toate aceste situații pot fi depășite așa cu calm și cu discuție. Chiar dacă sunt așa mai supărată, eu am nevoie pentru așa ca să mă răcoresc un pic și apoi să pot cu capul așa un pic mai limpede să pot discuta problema dată. Și cred că de cel mai multe ori au fost așa, nu am avut aceeași viziune, deci nu ne-am înțeles noi cu punctele noastre de vedere. Nu pot spune că au fost așa certuri sau conflicte deosebite, așa, nu știu, grave sau... Da. Știți cum este o vorbă, că la noi se petrece schimb de opinie. Vin cu opinia mea și plec cu opinia soției. Deci noi facem acest schimb de opinie, după care găsim o soluție. Nu, ceea ce îmi place la noi este că atunci când chiar avem asemenea situații, facem să fim amândoi împăcați, deci să obținem ambii avantaje din această situație. Și dacă există careva momente în care încă nu am găsit o soluție, adică, hai să zicem, păstrăm status quo, asta nu trebuie să afecteze relația între noi, dar o să găsim o soluție. Mă rog, nu întotdeauna să primesc soluțiile astea ideale, dar până la sfârșit continuăm a fi o familie fericită după aceste incidente. Deci înțeleg eu că conflictele le folosiți pentru a vă vânta mai mult în ceea ce numim noi familie fericită. Printre altele, de la început erau oricum mai multe momente de acestea când erau neclarități, hai să zicem, până când ne-am învățat unul pe altul, unde sunt punctele forte, unde punctele mai slabe.
Și așa, dacă fac eu analiză, avem tot mai puține momente de astea de, hai să zicem, neclarități și contradicții. Știți cum, e bine ele să mai rămână, fiindcă când e totul prea bine, parcă nu-i bine. Trebuie să fie momente de astea ca să poți să reinventezi relația și așa mai departe. Cine vă spune, când sunt astfel de momente, încep să prețuiești cele bune. Uh-huh. Da. Cine se implică mai mult în educația copiilor? Depinde din ce punct de vedere privim această educație a copiilor. Ca și timp, cantitativ ca și timp, cu siguranță soția. Eu, ca să nu rămân în urmă, spun că, în schimb, inputurile mele în educația copiilor sunt valoroase, știți cum? Da. Adică ca și timp, cu siguranță soția. Ca autoritate finală. Mă strădui nici într-un caz să nu neglijez timpul petrecut cu copiii. S-au format careva obiceiuri deja zilnice, deci de a petrece timpul cu copiii și așa mai departe. Adică, oricum, cred eu că implicarea este din ambele părți. Câți da. Copii aveți? Avem 3 copii, 2 băieți și o fată. Da, și deci cum până, e? Când 3. Până când 3. Îmi place. Îmi place cum spuneți. Și diferența între ei în educație, în abordare? În primul rând este diferență la nivel de caracter. De caracter, de vârstă, respectiv fiecare este și are personalitatea sa, respectiv fiecare își solicită felul său de abordare. Deci avem metodele noastre de a conlucra cu ei fiecare parte. Ceea ce funcționează cu unul, da. Nu funcționează cu altul. Avem 2 băieți și o fată. Vă împărțiți rolurile în educația copiilor? Cineva are poate deci e mai aproape de unul sau percepe copilul pe unul sau pe altul în, știu, manevre de educație. Dacă ați întreba copiii, cred că ei, de fapt ei așa și zic, că pentru ei mama este șeful, dar totuși nu pot spun că este unul din noi mai apropiat de un copil sau de altul, deci ambii suntem apropiați. Eu aș răspunde, este o maximă, spune că mama este unica ființă care poate să iubească pe fiecare dintre cei 10 copii cel mai tare și într același timp iubindu-i pe toți tot una. Deci să parafrazăm la părinți. Deci părinții, cred eu, își iubește fiecare, părintele iubește pe fiecare copil, având un specific de relație cu fiecare dintre ei. Cred că asta ar fi cel mai bun răspuns în cazul dat. Care sunt visurile pentru familia dumneavoastră? Visați dumneavoastră ca familie? Cu siguranță visăm. Liduța de mult îmi spune și eu o susțin în aceasta că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copii, dar cu mai puține camere de locuit. Deci noi vrem o locuință nouă, de dorit să fie o casă pe pământ, fiindcă ne place să avem acel spațiu în care copiii pot să se simtă mai liber. La acest moment fiind unul dintre visele ca și familie. Și fiecare copil în parte are visele lui mai mult. Recent spuneau ei careva dintre aceste vise, dacă poți să mă răspunzi. Da, ei zic că noi vrem să avem și câine și papagal. Fetița vrea să aibă și fermă de iepuri. Da, nu știu și zic că Gabriela, noi nu putem să avem în apartament să creștem nici câine, nici papagal. Zic, când o să aveți posibilitatea ca să avem, nu știu, un spațiu mai mare sau voi să fiți mai mari, și zice, atunci eu vreau casă pe pământ. Și cu siguranță o să vreau fermă pentru câini, fermă pentru iepuri, vreau câini, vreau papagal și respectiv copilul Daniel, băiatul mai mare, tot zice, eu tot vreau să am loc și pentru bicicletă și pentru câine, așa că noi oricum, deci cred că asta este visul întregii familii, pentru că și copiii tot vor să aibă casă pe pământ. Bine, mulțumesc, deci văd că aveți, știu, visurile concrete, realizate, ca oameni care știu ce vor. 10 și mai ales pentru 10-12 ce? Mărimea casei, perimetru. Deja aveți un 10-12. Bine, dacă ați zis dumneavoastră că nu vă opriți la 3 copii, bănuiesc că va trebui fetița cumva să vrea, chiar zilele astea îmi zice, mami, dar știi că eu aș mai vrea o surioară.
la care am zic ok, noi să ne mai gândim la asta, dar băiatul îmi zice, am avut o situație cu el și îmi zice, păi cine a vrut, cine te-a pus să-l faci pe treilea copil? Eu nu am vrut, tu ai vrut, înseamnă că asta e problema ta. Deci noi... S-a defectat una dintre jucării și când am întrebat ce, unde și cum, el spune, păi tu ai vrut, noi nu am vrut a treilea copil. Adică așa, așa. Băiețelul, da. Și am zis că eu o să țin minte expresia ta. Ce tradiții aveți dumneavoastră în familie cu care ați putea să vă împărtășiți? Poate mai degrabă obiceiuri decât tradiții. Tradiția se formează în timp, se formează, mă rog, eu mi-am luat un... Noi am încercat mai multe, hai să zicem, obiceiuri, tradiții. Unul care a rezistat cel puțin până în prezent, nu este nicio lună în care eu să nu fi cumpărat flori. Deci mi-am luat ca un angajament tradiție, fiecare lună, cel puțin o dată pe lună, să fie flori cumpăr soției. Și de când s-a născut fetița noastră, din prima lună, nu a fost nicio lună ca și ei să ne cumpăr tot flori aparte pentru ea. Și am spus că fac acest lucru ca un obicei și atunci când se va căsători, săracul care o va lua, va trebui fiecare lună să cumpere cărți, să cumpere flori. Și cărți tot ar fi bine. Și cărți la fel, da. Deci una din tradiții care până acum a rezistat 9 ani. 9 ani a rezistat. Da. Deja e tradiție. Deja e tradiție, da. Exact. Da. Și mai avem alte obiceiuri. Ne rugăm toată familia împreună și chiar băiatul mai mic încă nu vorbește. Deci când întrebăm cine vrea să se roage, Eu. Și zic, hai să ne rugăm. Și atunci noi trebuie să spunem rugăciunea și el confirmă într-un fel ce le spuse. Și de asemenea sunt poveștile. Eu le citesc. Da, poveștile de seară. Eu le citesc, Andrei le compune. Și pentru ei este, deci Andrei când compune câte o poveste, nu pur și simplu stau și ascult, dar... E greu să-i adorm după asta, după ce le spun povestea. Sunt mai interactive, mai active câteodată și așa mai departe. Interesant. După părerea dumneavoastră, a fiecărui, care este ingredientul care face familia dumneavoastră să fie fericită? Un ingredient sau două, eu știu. Aș crede că este comunicarea. Comunicarea. Da, și... Eu aș mai adăuga, deschiși la orice este nou. Deci, viața este așa că mereu suntem în schimbare. Și dacă nu știi cum să te adaptezi la aceste lucruri, ele devin ca un stres pentru tine. În cazul dat, au venit lucrurile, ok, le-am acceptat așa cum sunt, le discutăm să vedem, ele pot fi bune, rele pentru noi, în dependență de efecte. Deci întotdeauna suntem deschiși la schimbări și comunicăm orice lucru. Fiindcă dacă nu comunici, lucrurile acolo se adună și ele apoi poate să buhnească, n-ar fi, să explodeze, n-ar fi cel mai bun lucru. Ce noi, este o problemă, o discutăm deodată deschis. Și așa să ne menținem permanent fresh. Această comunicare cred că trebuie de învățat să o faci, pentru că în primii ani, în prima perioadă de căsătorie, eu nu eram obișnuit cu astfel de comunicări atât de deschise, atât de clare. Deci pentru mine era oarecum incomod ca să spun tot ceea ce m-ar deranja sau îmi place sau nu-mi place. Ulterior, cu timp am înțeles că acesta în familie, de fapt acest nivel de comunicare ar avea un farmec și un plus valoare pentru această familie. De asta cred că nicio familie nu ar trebui să neglijeze anume comunicarea cât mai deschisă. Știți, societatea mereu așteaptă ca familia să fie fericită, un etalon, dar în același timp, o întrebare, știți, mai puțin obișnuită. Dumneavoastră ca familie, ce așteptați de la societate? Eu aș aștepta de la societate ei să accepte familia așa cum a fost planificată. În primul rând, soț, soție, deci bărbat și femeie, să nu fie schimbările astea care sunt tendințele din ultimul timp. Cred că asta ar fi cea mai mare așteptare de la societate, fiindcă vreau să transmitem un mesaj clar copiilor noștri ce ar însemna familia și că fericirea se obține anume dintr-o familie unde sunt bărbați și femeie și nu de același gen. Vă mulțumim foarte mult, vă doresc succes și să vă împărtășiți
Să mă lipsiți ca o celulă, pentru că familia este privită celula societății, să mă lipsiți și alte celuli, celule în societatea aceasta pentru cu fericirea care o aveți și dumneavoastră. Asta e. Prieteni, rămâneți cu noi, vom continua și cu, cu alte familie în programul emisiunii noastre. Iată-ne din nou după generic împreună și în platoul emisiunii noastre este Alte Familie și aș fi dorit să menționez faptul că familia anterioară a avut o experiență de 9 ani, iar cea care acum am onoarea să o prezint are mai mult de 20 de ani. Bine ați venit, familia Juravliov, domniesa Aleona, bine ați venit! Vă mulțumesc, bine v-am găsit! De asemenea și domnia sa, Dumitru, bine ați venit! Vă mulțumim, bine v-am găsit! Știți, întrebările pe care, sau tema pe care noi o discutăm în emisiunea noastră este legată de secretele unei familii fericite. Și sunt sigur că dumneavoastră le aveți. După 2 decenii de experiență a unei familii, cu siguranță că ați găsit anumite secrete. Și dacă ați fi dorit să vă împărtășiți cu acestea și pentru prietenii noștri care ne privesc, care sunt împreună cu noi acum în această emisiune, știți, mai întâi să răspundeți la o întrebare și o pun de fapt fiecărei familii care este în platoul emisiunii noastre. După părerea dumneavoastră, și aș fi vrut cât mai sincer să răspundeți, ce este pentru dumneavoastră o familie fericită? Cum o caracterizează? Cine începe? Eu cred că o familie fericită este să începe de la conștientizare. Conștientizare? Da. Conștientizarea că lângă tine este o persoană care e venită din altă lume. Mă refer că nu este care e venită din altă cultură, un mediu familial. Și tu când conștientizezi că tu vrei să faci persoana aceasta fericită, înseamnă că trebuie să te gândești ce ar face pe ea fericită. Pentru că fiecare când venim în familie, de fapt, în mare majoritate, venim cu gândurile ce m-ar face pe mine fericit sau care sunt așteptările mele. Nu, nu fiți de acord că când intri în căsătorie, oricum, bă, omul vrea să fie fericit, nu pentru ca să fie nefericit. Păi? Se căsătorește. Dar secretul care? Dar secretul este cum să faci persoana de alături să fie fericită pentru fericirea ta și în cazul bărbaților, în cazul meu, cel puțin personal, depinde de fericirea ei. Dacă ea este fericită, dacă ea este mulțumită, și eu voi fi fericit și mulțumită. Interesant. Dar dumneavoastră ce gândiți? Cred că o familie fericită numai decât va fi observată de cei din jur. Nu poate să fie o familie fericită și cei din jur să nu vadă. Da, sunt deseori observăm deseori aceste familii în care când se află într-un anturaj par fericiți. Dar dacă te apropii mai mult de această familie, observi că lucrurile nu stau chiar așa. Familia fericită este familie care este mulțumită oricând, în orice clipă a vieții, când sunt numai în doi, când sunt mai mulți, când sunt într-un public foarte larg. Dar familia fericită sau o femeie fericită, un bărbat fericit, se simte fericit atunci când sunt numai amândoi, cred că. Ambii. Și simt lucrul acesta. Deci, cu alte cuvinte, dacă vă aruncă undeva viața pe o insulă, unde să fiți numai singuri, veți rămâne familie fericită. Eu aș vrea să te arunci pe insulă unde să fim singuri. Foarte frumos. Îmi place. Păi, de câți ani sunteți împreună? Adică sunteți în familie? Dacă vorbesc despre căsătorii, suntem căsătoriți de 23 de ani. Dacă vorbesc de când ne cunoaștem, ne cunoaștem de 28 de ani. Vă cunoașteți ani, de mult. Da, 5 ani am prietenit până la căsătorii. Am vrut să spun cu privire la familia fericită. Familia fericită nu este acolo unde nu sunt neajunsuri, că neajunsuri sunt peste tot. Și familia fericită este acolo unde neajunsurile sunt completate unii de alții sau se acceptă, se trăiesc și se caută soluții.
Bine, ați zis dumneavoastră că ați avut 5 ani de cunoștință, de prietenie, de curtenie, înțeleg eu, până a vă căsători. Și cum v-ați cunoscut? E foarte interesant. Noi ne-am cunoscut la ziua de naștere a fratelui ei, este prietenul meu, Dinu, și am venit pentru o zi de naștere. Dar așa s-a întâmplat că la această zi de naștere am văzut-o pe Aliona, mi-a plăcut foarte mult de ea și cred că de atunci a pornit această călătorie în această lume. Chiar dacă nu eram căsătoriți, pentru mine erau călătorii în doi. Cred că... Bărbații când povestesc istoria, o povestesc foarte pragmatic, uscat și asta a fost, am văzut-o, am luat-o, atât. Dar dumneavoastră vreau cum? Să spun că... Nu vreau să spun acum. De fapt, mie de multe ori mi-a spus de ce a făcut alegerea aceasta. A, e secret. Nu e secret, cred că o poate spune și singur. Vrei să destănuiți? Poate nu-i cunoașteți. Vreau să spun că mi-aduc și acum aminte că eu în acea zi, fiind sora cea mai mare, fiind ajutorul mamei, eram foarte... foarte activă cu masa, cu bucătăria, cu aranjatul și mi-aduc aminte și acum că aveam o batistă așa, prinsă, să-mi prind părul, mă rog, să nu cadă peste tot. Și el spunea, mie îmi plăcea foarte mult cum ți-ai prins tu această batistă. Și eu am văzut că tu ești gospodină. Da, astăzi. Eu am apreciat foarte mult lucrul acesta. Plus să-mi aduc aminte un moment, tot de la ziua aceasta de naștere, printre care acest moment a fost și pentru mine un indiciu sau acel cârlig care m-a atras. Era o familie, adică finii părinților noștri cu un copil mic. Și ei fiind acolo deja la masă, distrându-se, acest copil mic, eu l-am luat în brațe și mai stăteam cu el. Și el iarăși spunea, am văzut cât de mult... ești atașată de acest copil, cum îl tratezi, cum ai grijă de el. Dar acest copil l-a luat și el, da? Și eu am ieșit, adică am mai stat și el cu copilașul acesta. Mie exact acest lucru mi-a plăcut la el, da? Cum avea grijă de acest copil. După care, sigur că da, era și simpatic, nu se exclude, da? Ceea ce m-a atras foarte mult la el. Dar cred că până la urmă, pentru fiecare femeie este foarte important faptul că atunci cred că când alege un partener sau când dorește să se căsătorească, e momentul acesta de siguranță, da? De protecție. Eu am simțit această încredere în el, fiind eu aveam 20 de ani, da, el avea 22 de ani atunci. Dar eu am simțit această încredere și acea persoană în care puteam să mă încred, care putea să stea în spatele meu sau, câteodată spun el, chiar în fața mea, da? Adică să stea puternic, să am încredere că ori de câte ori ce nu s-ar întâmpla în familia noastră, el va rezolva întrebările, va pune lucrurile cap la cap ca să fie bine. Foarte interesant. Știți, eu am pregătit întrebarea aceasta, dar dumneavoastră deja ați răspuns la ea. Ce v-a atras unul la altul. Dacă ați fi spus măcar câte un cuvânt, deci un element sau două, ce anume v-a cucerit? Pe mine m-a cucerit zâmbetul, dar eu mi-alegeam parteneră de viață, deși nu am avut nicio consiliere premaritală cu nimeni, îmi plăcea mult să citesc și am mai fost fete cu care am prietenit. Dar în momentul când prieteneam cu ele, le invitam la mine acasă și mă așezam. Și vedeam ce face fata. Și am avut prieteni, fete bune, tot harnice, dar mi-a plăcut tare că deși era obosită Aliona, ea chiar și la mine, la ziua mea deja din naștere, nu a stat nici o secundă. A ajutat-o pe mama să așeze masa, să strângă masa,
chiar să spile acele vase. Și eu i-am spus cu ocazie Alionii, când ea nici nu se gândea, am stai să fii soția mea. La care ea mi spune, tu te mai știu de aici. Tu vei fi soția mea. Da, el atât de hotărât, dar eu că nici nu mă gândeam. Eu abia l-am cunoscut atunci. Așa și am spus exact. Tu te mai știu de aici. Interesant. Bine, trec la o altă temă. Conflicte în familie. Sunt? Sunt. Sigur că da. Sigur că da. Ce faceți dumneavoastră când sunt aceste conflicte? Eu, cum gestionați? În marea majoritate, dacă se întâmplă ca să avem o problemă sau o întrebare asupra cărei avem dezacord, nu lăs întrebarea, deci lăs întrebarea să se calmeze puțin, după care, deci eu tot timpul primul îmi cer iertare, să iau prima și cer iertare. Da. Interesant. Păi sunt oricum opinii diferite în Da, viață. Sunt opinii diferite, dar ele nu contează atât de mult, atâta timp cât este dezacord în familie. Totul se poate rezolva. Eu îmi cer iertare pentru că înțeleg că noi, bărbații, ar trebui să ascultăm și opiniile soțiilor noastre, în care mare majoritate ele au dreptate, dar totuși alegere trebuie să ne aparțină. Dar în momentul când s-a întâmplat chiar o ceartă între noi sau ceva, eu sunt gata primul să vin să-mi cer iertare și ea este gata să vii să ceară iertare și îmi place foarte mult că acceptăm că greșim. Vreau să spun că pentru a evita poate unele conflicte, este foarte important să cunoaștem unele lucruri până a apărea un conflict, da? Deci, în primul rând, noi stabilim unele lucruri, da? Ca să nu apară. Chiar un simplu exemplu, da? Avem acolo, se întâmpla mai înainte lucrul acesta, aveam strâși niște bani. Dumitru își făcea planurile lui cu privire la, nu, eu o să fac asta. Eu mă gândeam că eu o să-i strângem tot acolo și o să, da, sunt diferite. Și când am să, deja să tracem la acțiune, să cheltuim acești bani, apărea conflict, numai decât. Apoi am zis, nu, haideți să stabilim din timp. Uite, ne facem planuri împreună, nu faci tu planul tău, eu planul meu, da, și astfel evitam unele conflicte. El iarăși nu a spus, dar vreau să spun, chiar dacă apăreau conflicte în familie, în primul și în primul rând, eu sunt persoana care conștientizez un lucru. În orice conflict, niciodată nu este de vină doar o persoană. Chiar dacă persoana care a provocat conflictul ar fi cel vinovat, numai decât că persoana care a putut să aplanieze conflictul sau să-l oprească sau cumva să acționeze altfel, și nu a făcut-o, tot poartă vină. Adică, dacă zic că el ar fi vinovatul și eu aș continua pe dreptatea mea, conflictul nu s-ar încheia. Dimpotrivă, eu pot să dau puțin în spate, da, să liniștească lucrurile, pe urmă mai discutăm, vedem ce și cum, unde, cine și ce a greșit. Sigur că eu trebuie, învăț și partea mea de vină, unde am putea să, aș fi putut să nu aplaneze acest conflict. Și vreau să spun că îmi place foarte mult, el nu a spus, atunci când apare un conflict la noi, în familie și deja trebuie rezolvat, el mă cheamă și mă așează așa pe picior. Mă așează pe piciorul lui și începem să discutăm. Numai decât discutăm toate lucrurile, le punem la punct, ne cerem iertare și unul și altul și ne rugăm. Pus. Da, numai decât mulțumesc pentru, la sfârșitul conflictului, numai decât ne rugăm. Și în genere, ca să nu apară unele conflicte sau să putem să le rezolvăm, îi cerem înțelepciunea lui Dumnezeu, numai decât. Mulțumesc pentru sinceritatea dumneavoastră. Cine participă, cine investește mai mult sau participă la educarea copiilor? Soția. Ea participă cel mai mult. Ea este cea care participă. Eu mai mult
Nu știu, eu îmi place comunicarea cu copii, eu comunic, dar la parte educativă, ce mă refer la școală, la învățare, la este soția. Dar la partea emoțională sunt eu care discut. Vreau să ei. Spun că, într-adevăr, eu cred că și aici ne completăm foarte bine. Nu știu, noi, într-adevăr, eu pot să spun că sunt o soție fericită și cred că familia noastră, într-adevăr, este o familie fericită. Ne completăm pentru că, într-adevăr, ceea ce ține de a învăța copilul să scrie, a te ocupa cu el, a ceea ce ține de deci, educație, școală și așa mai departe, mă implic eu mai mult, da. Ceea ce ține de, cu toate că avem două fete, da, mai mari, deseori și el spune, dar tu poate trebuie să fii mai prieten cu ele, că sunt tot fete. El mă completează foarte bine aici. Cu toate că sunt fete, el foarte bine știe când, cum să discute anumite momente. Eu tot o fac, dar lui reușește aici mai bine. Cred că este bărbat. Care sunt visurile pentru familia dumneavoastră? În primul rând, visul cel mai mare care îl avem ca familie este ca copiii noștri și noi ca familie să ajungem bucuria mântuirii, să avem această străim într-adevăr în întregime cu toată familia acele clipe frumoase când va reveni Hristos și noi vom putea să mergem la cer împreună cu familia noastră și cu cei dragi, ceilalți din familia mare a noastră. Bine, până atunci poate aveți alt vis în care, da. Știu, vreți să-l realizați. Avem multe visuri care dorim să avem o casă, casa noastră, să lucrăm la acest vis. Îmi doresc foarte mult să pot vizita în țările din Europa cu soția mea. Aș vrea să fac o vizită în Statele Unite, dacă îmi îngăduie Dumnezeu. O vizită în Italia, una în Germania, aș vrea și una în Elveția, cel puțin. Aș vrea o călătorie. Da, o călătorie. Am fost în țările acestea, mi-a plăcut și vrea să arăt și să zic lucrurile care le-am văzut, care cel puțin mi-au plăcut și m-au uimit pe mine și îi simțeam foarte mult lipsa, ea știi, că ori de câte ori chiar am avut planificat o călătorie la Israel și pentru că nu a putut să meargă ea, eu tot mi-am anulat și am spus cu tine, fără tine nu mai merg nicăieri. Interesant. Aveți tradiții în familie? Și puteți să vă împărtășiți cu una din acestea? Tradiții aveam înainte, mergeam toți la mare. Asta era una din tradiții. Ne plăcea foarte mult să fim împreună, să avem ocupații toți împreună. Sigur că da. Una dintre tradiții care o trăim săptămână de săptămână este să fim împreună cât este de posibil, cu toate că serviciul lui de capelan și activitățile care le are nu tot timpul ne permite să fim tot timpul la serviciu divin într-o biserică, dar să întâlnim împreună această zi minunată de odihnă sâmbăta, da, pentru noi este o tradiție și este o tradiție frumoasă, într-adevăr. Într-adevăr, în fiecare an, poate nu chiar în fiecare an, dar ne aducem aminte de plăcutele momente în care rupeam timp și mergeam la odihnă vara. Chiar nu în cele mai scumpe hotele sau nici în cele mai mediu scumpe hotele, dar aș spune clipe foarte fericite le-am avut atunci chiar când trăiam și în cort. Chiar nici nu în hotel, dar pot să-mi aduc aminte lucruri foarte frumoase. Care, după părerea dumneavoastră, este ingredientul secret, ingredientul familiei dumneavoastră fericite? Dragoste. Eu mi-am iubit soția și o iubesc din toată inima mea. Și nu văd viața, da? Și nu mă gândesc că nu văd viața fără ea, nu știu de ce. O mărturie. Da, dar eu cred că cel mai mare secret este dragostea, care naște după sine răbdarea și celelalte lucruri care ajută la unitatea familiei. Dumneavoastră ce părere gândiți? Da, fără acest ingredient,
nu poate fi o familie fericită. Pentru că până la urmă orice cuplu se unește pentru că îi atrage prin dragostea reciprocă unul către altul. Sigur că la început sunt doar sentimente, după care această dragoste crește într-o dragoste bazată pe fapte, bazată pe ajutor, susținere, încredere reciprocă, deci toate împreună. Că nu există familii fără conflicte sau fără neajunsuri, ci familia este cea care știe să rezolve atât conflictele cât și neajunsurile. Să fie mulțumită, nu cu ceea ce are, dar și să spere că împreună pot face lucruri și mai mari. Vă mulțumim mult pentru că ați fost împreună cu noi. Vă mulțumim și noi. Ați acceptat invitația și ați fost destul de deschiși, aș zice chiar vulnerabili. Și cu toate acestea vreau să vă zic mulțumesc și mai mult de atât să vă doresc succes în continuare în familie. Mulțumim, mulțumim foarte și mult. Această fericire pe care o aveți dumneavoastră să o multiplicați și să o oferiți și altora, ca mulțumim. Un exemplu. Mulțumim. Mulțumim să ne ajute Dumnezeu. Prietenii mei, după generic, rămâneți cu noi pentru că va fi și al treilea cuplu unde vom discuta despre secretele unei familii fericite. Prieteni, am revenit după generic și a treia familie care este în platoul emisiunii noastre, cea mai experimentată, este familia Ciubotaru. Domnia sa, Maria, bine ați venit! Bine v-am găsit! Și domnia sa, Tudor, bine ați venit! Mulțumim de invitație! Bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația să fiți împreună cu noi. Emisiunea noastră sau genericul emisiunii noastre, mai greu spus, tema de emisiunii noastre, secretele unei familii fericite. Iar dumneavoastră sunteți în platoul emisiunii noastre cea mai înaintată ce privește experiența de familie. Știți, aș dori să vă pun prima întrebare. Și întrebarea este legată de familia fericită. După părerea dumneavoastră, după o experiență, iar mai târziu vă umpla care, ce este o familie fericită? Cum este caracteristica sau cum caracterizează o familie fericită? Aș putea să spun așa, cu cuvintele mele, cum înțeleg eu. Neapărat numai cu cuvintele noastre. O familie fericită este o familie acolo unde este pace, unde este liniște, unde este bună înțelegere. O familie fericită este acolo unde, când s-au luat doi, sunt trei deodată, adică cu Iisus împreună. Și atât timp cât mergi cu Iisus împreună și rezolvi toate problemele și toate lucrurile împreună cu El, familia este fericită. Interesant. Dumneavoastră, ce părere aveți? Cred că aș adăuga la părerea propunerea a noastră. Familie fericită, unde este o înțelegere între părinți și copii și chiar dacă apare o problemă, că ele apar, să nu apună soarele peste mânia noastră, să fii îndrăzneț ca să știi să ții iertare. Scuză-mă! Și atunci toate întrebările se rezolvă, se pun la punct. Atunci copiii fericiți, familia, atunci s-o poate familie fericită. Și acum întrebarea interesantă. De câți ani sunteți dumneavoastră în cuplu, adică în familie? De câți ani sunteți căsătoriți? De 40 de ani. De 40 de ani? Da. Vi se pare mult sau puțin? Uitându-mă în urmă, parcă este mult. Dar când stai așa și te gândești, parcă a trecut așa repede, n-ai reușit să rezolvi ceva, să faci ceva. Și când te uiți, timpul așa a trecut că... Știți, 40 de ani, nu știu, e mult, puțin, dar pentru cineva este o viață de om. Exact. Și acum dacă se întâmplă că 40 de ani aveți, știți, sunt ispitit să vă întreb, vă aduceți aminte cum v-ați cunoscut partenerul dumneavoastră? Ce v-a atras pe dumneavoastră și aș fi vrut pe rând să spuneți
dacă îmi dați voie să spun câteva cuvinte, înainte vreme se spunea că părinții întocmeau, logodeau tinerii și ar fi o fază pe când nu erau biserici nicăieri, era numai în satul Ivanovca Nouă, părinții noștri și părinții lui mergeau pe jos la Ivanovca. Când se întorceau înapoi de la biserică, poposeau pe la părinții mei pe acasă, stăteau la masă, apoi plecau la Logănești înapoi. Și undeva acolo o scânteie, o idee, ceva era că au fete, ei au băieți și ceva. Apoi alte rude de-a lor spune că acolo la Buțeni, în familia Gârleanu, fata aceea, dacă... Și băietul o prins, da. Deci de atunci vă cunoașteți dumneavoastră? Se pare din copilărie. Da. Dar mai recent, când eram flăcăi și fete mari. Deci, să înțeleg eu că din copilărie vă cunoașteți, adică că v-ați întâlnit, dar cu toate acestea, pentru prima dată când, eu știu, vă aduceți aminte când ați decis, uite, probabil că mai degrabă domnia sa, decis o scântie, o scântie de dragoste, cum am spus noi așa ea, a fost când veneam, am fost la o nuntă în Gura Galbena și veneam împreună în autobuz și am nimerit față în față. Față în față, da. Deci scaunele deplasate. Nu, eram în picioare. Eram în picioare și am stat fanimerit față în față, am schimbat câteva vorbi și s-a pornit. Gândul a fost pus și a ajuns timpul când l-am adus la îndeplinire. Realizare. Da. A spus întrebarea de cât ani sunteți împreună. Suntem căsătoriți de 40 de ani. Dar împreună nu prea. Ce vrei să spuneți? Vreau să vă spun și cred că asta nu e la mine în familie. Plecările și deplasările este pentru un venit mai bun al familiei, te face ca să pleci. Și vrând nevrând, o leacă de timp, ca în multișor am stat în Israel. Nu de mult am apărut după 4 ani de asta de Israel. Deci a fost o perioadă în care ați fost totuși în dispărțire pentru perioade. Mai multe perioade. Da. Dar ce v-a atras dumneavoastră unul față de altul? Dacă pe dumneavoastră ce v-a atras în partenera dumneavoastră? Știți, la prima dată ochii văd și m-am uitat și încă am pus la o întrebare unei rude, zic, cum privești, uite, fata asta? Și ei știți cine a spus? Ce asta e prima. Și decizia mea a fost susținută și de alte persoane. Și în modul ăsta am ajuns ca să fac următorul pas ca să fim împreună. Vreau să spun ceva, când am mers la Logodnă, cum era pe timpuri, era așa un tuman, cum nu a mai fost niciodată. Ceață. O ceață. Da, scuzați. Și de acasă, până la Buțeni, dacă mergeam pe jos, mai ușor ajungeam. Atâta de greu cu mașinile am mers, cât deja stăteau în prag și priveau. Nu cumva în mirele au făcut o farsă? Interesant. Și chiar Pietrea Gârleanu, cumnatul, îi spune Cibotariu, te-o amăjit. Cibotariu, te-o amăjit. Și când am apărut, cred că lumina casei a fost mai luminată. Dar dumneavoastră ce v-a atras în partenerul dumneavoastră? După mai multe întâlniri, am văzut în el sinceritate, am văzut că este un băiat credincios, ceea ce îmi doream și eu, fiind dintr-o familie adventistă și de credincioși, și m-am gândit că acolo unde este o familie întemeiată pe Iisus, cu Iisus, acolo viața va merge. Deci asta v-a atras? Lucrurile astea au contat foarte mult pentru mine.
Nu, știți, într-o experiență de 40 de ani, cu siguranță că ați avut și opinii diferite la mai multe lucruri. Și așa întrebarea, ce faceți când vă certați? Cum gestionați conflictul? De mai multe ori eu sunt cauza certurilor. Știți, rar pot să întâlnesc doamne care pot să recunoască lucrul nu, acesta. Nu, eu o spun așa cum, pentru că am părerea mea, am opinia mea și socot că așa este. Dar de la un timp încoace am înțeles că nu contează numai părerea mea. Trebuie să duc cont și de părerea celuilalt. Dar chiar și dacă era ceartă, chiar și dacă era ceva, o neclaritate, o neînțelegere, se rezolva. Adeseori... Cum o rezolvați? Adeseori cu rugăciune rezolvam. Mm. Ceream ajutor la Dumnezeu ca El să ne deschidă mintea și să ne arăte cum trebuie să procedăm. Dumnezeu. Acum, în ultimul timp, sincer așa să fiu, mă las. Dacă văd că El insistă că așa e mai bine și așa trebuie, eu cedez. Și? E mai bine? E bine și așa, e bine și așa. Doamne, asta, sunt curios dumneavoastră ce părere aveți. Eu sunt lider. Eu am fost conducător peste tot. Eu vin dintr-o familie de ofițer. Tatăl meu a fost ofițer. Și îmi place să fii totul pus la punct, fix și la ordine. Dar corect așa ar fi că chiar de nu-s vinovat, dar încerc iertare eu primul. Eu, așa. Ca să fie pace, ca să fie bine. Și de sute de ori îi spun pe zi, chiar o sun și îi spun, să-ți spun ceva. Spune, te iubesc. Spun, să mai spun ceva nou vreau să-ți spun. Spune că de-am știu, nu știi. Spune, te iubesc. Cred că de zeci de ori, dar puțin spus zeci de ori pe zi, spun că o iubesc. Și o iubesc la nebunie, cum spune. Deci vreți să spuneți că conflictele la dumneavoastră sau, știu, cazurile de felul acesta se rezolvă prin a spune. Spune că te iubesc. Aveți comunicare, comunicați între dumneavoastră, adică vorbiți, discutați conflictele sau, știu, problemele care apar? Toate cele discutăm. La fix. Dacă nu am discutat, nu am ajunge la știți, un... familia anterior de dumneavoastră, care a fost în platoul nostru, în emisiunea noastră, vorbeau despre faptul, mereu spuneau că noi vorbim, vorbim, vorbim și asta se rezolvă, dar la dumneavoastră observ chestia asta ca și cum un lucru la sine, de la sine, că trebuie să fie normă, că trebuie să discutăm atunci când există o divergență de opinii. Dar e imposibil, altfel nu se rezolvă. Cu păreri de rău, aș spune, aud familii că nu vorbesc zile între săptămâni. Nu pot. Nu pot. O oră, dar nu e așa ceva, nu-i. Ați spus despre iubirea, despre dragoste. După 40 de ani, iubirea este? Este. Mai mult ca întâi. Este. Este. Ai rămas în doi. Știți? Unul pentru altul trăiești, unul pentru altul te lupți, ții unul la altul, te ajuți unul cu altul, nu mai ai pe nimeni alături. Următoarea întrebare care o am este legată probabil că de deja de experiența dumneavoastră în trecut. Cine mai mult se implica în educarea copiilor dintre dumneavoastră? Mama. Vreau să vă spun o scurtă experiență. Eram în Israel împreună și am primit un sunet de acasă. Fetele erau acasă cu cineva, cum experimentează acum familiile toate. Și-a spus că, Maria, copiii tăi nu au nevoie de bani. Copiii tăi au nevoie de mamă. Și în aceeași zi am trimis-o acasă. Și nu-mi pare rău de fel. Există, sigur, că perioada care dumneavoastră
Ați trecut, au fost și lucruri frumoase, sigur că au fost și greutăți, provocări pe care dumneavoastră a trebuit să faceți față. Și cu aceasta și sunteți prețuiți ca familie și experiența dumneavoastră. Ce visuri aveți dumneavoastră pentru familia dumneavoastră? Mă rog lui Dumnezeu și seara și dimineața și mergând pe drum și lucrând, ca Dumnezeu să ne păstreze sănătoși pe noi, copiii noștri și nepoții noștri, să fim o familie unită, o familie fericită și credincioasă, până când Domnul a voie. Ce tradiții s-au format în perioada aceasta de viață, de cuplu? Tradiții de familie. Avem întâlniri cu copiii la oricare zi de naștere, la noi, la ei, la nepoți. Plecăm la copii în Italia, dacă nu în fiecare an, peste un an, acum cu pandemia e un pic stopat. Când vin copiii aici la noi, putem să plecăm împreună undeva cu ei, la natură sau chiar undeva în altă parte, putem să plecăm cu ei. Iubesc mâncarea mamei tradițională și nu de mult mi-a scris una din fiice că te iubim mult și dorim ca ori de câte ori venim la tine să ne întâlnești cu mâncărică gustoasă și bună cu care ne întâlneai tot timpul și să ai grijă și de nepoții noștri așa cum ai avut grijă și de noi. Și adică e o legătură strânsă, o legătură de prietenie, o legătură ca între frați, așa suntem în familie. Din mici copii și până acum, continuă lucrul acesta. Și întâlnirile nu lipsesc niciodată. Cât mai multe întâlniri, cât mai multe comuniuni, aceasta unește familia. În fiecare zi trebuie să sun toți copiii, trebuie să stau de vorbă cu toți nepoții, și să discut cu dânșii care au probleme, să-i laud, să-i, unde este nevoie să-i mai mustru, și asta ne e comuniunea, întâlnire cât mai aproape, aceasta ne unește, ne apropie unul de altul. Deci, practic, tradiția familiei dumneavoastră sunt întâlnirile. Da. Cu orice ocazie. Da. Da. Foarte frumos. Și ultima întrebare pentru dumneavoastră, după părerea dumneavoastră, care este ingredientul secret al unei familii fericite? Și sunt curios să întreb pe fiecare dintre dumneavoastră separat, să aud ce părere aveți dumneavoastră. Ingredientul secret. Poate nici nu e secret, dar e ingredient. Eu nu știu, eu cred că înțelegerea. Înțelegerea între cei doi face ca familia să o țină strânsă. Și dacă este înțelegere și este pace, și dacă este studiu cuvântului lui Dumnezeu și este rugăciune și mergi împreună cu El la orice pas, cu orice întrebare te adresezi Lui, nu mai este mai mare fericire să-ți răspundă Dumnezeu la toate. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația și ați fost deschiși, foarte sinceri și foarte simpatici. Pentru că ați dovedit că după 40 de ani există dragoste și am înțeles încă un secret de la dumneavoastră că astăzi, în platoul emisiunii noastre, acum când noi avem filmările, dumneavoastră ați împlinit 40 de ani de căsătorie. Este adevărat? Da, corect. Primiți acest cadou, aceste flori, din partea emisiunii noastre și vă dorim ca mereu să fiți atât de frumoși cum sunt aceste flori. Vă mulțumim mult! La mulți ani! Și să aveți toate lucrurile cele mai frumoase și visele dumneavoastră să se împlinească în continuare. Mulțumim sunt frumos. Sigur că sunt multe și frumoase. La mulți ani. Vă mulțumim din suflet. Cu siguranță că sunt multe lucruri care ne aduc bucurii și fericire. Sunt experiențe, da, sunt și provocări, dar lucrul cel mai frumos este atunci când noi știm că suntem o familie și este cineva care ne dorește atât de mult să fim în familia Lui. Vă spun la revedere, până data viitoare!